bine, mersi, și vii și facem mături. Ai auzit? Mă duc. Azi e ziua mea. Atent, eu plec, nu, că ziua ta e mereu. Fii atent ce spun, că mare balamuc fac cu tine. Du-te. Dacă încerci să vii fără tel acasă sau să încerci să te duci în privatizare, să știi că acasă nu mai vii. După ce i-a trasat sarcinile pe ziua în curs lui Didin, Angelica deschide o discuție plină de iubire maternă cu Liliana. Te-ai pus cu curul sus în pat, dita mai femeia, și spui că tu nu faci nimic. Da, ce vrei să-ți prăjesc eu cartofii tăi? Dar dacă venea el și spunea acum să încep mănânc. Da, te-a lăsat și ăla că ești puturoață, să știi, de la mine. Da, fata, tu ești mai curată când speli puturoață, bacinii fără de el. Da, puturoață te-a lăsat și ăla. Dacă vrei să mă scol acum în sus, iau tigaia cu cartofi, s-o arunc afară la cățel. Cu cine, tu? Da. Tu și copii, poate vrei să-ți vii în cap toată tigaia cu toți cartofii care pe ei. Ieși afară de aici. Ieși afară de aici și lasă, nu mai arunca toată pe jos, că nu l-ai spălat tu. Lasă aici și nu mai arunca tu de aici. Hai, te-ai pus ca puhnița, te-ai pus în pas și aștept să mănânci cartofi prăjiți. Da, unde mănânci cartofi prăjiți? Hai, du-te, ieși afară. Bine, hipopotamul ăla cu dinte acum să mănânci. Hai, ieși afară, te rog. Hai, lasă-mi pe ce că nu ies, ieși afară. Simțind în aer mirosul de cartofi prăjiți, Didin se întoarce din misiune, evident, cu mâna goală. Ce mâncăm acum? Hai, spune tu ce mâncăm. Ce mănânci? Hai, mă, ce mâncăm, că mi-e și mie foame, măi. Dragă, băiu. Da, ia, te-ai dus acolo, ce contrazic? Cartofii la copii, mai băiatule. Mai băiatule, ăla e ca la copii, ce mănâncă copiii mei diseară, mă? Nu mai pune mâinile, că asta e mâncarea la copii. Nu înțelegi că e mâncarea la copii? Ia mâna pe ei, mă, cu mâinile alea împuțite. Ori fusești și băuși până acum și acum ai venit ca să mănânci la mine? Nu vezi nimic, am o să mănânci. Liliana nu suportă ideea de a-l vedea pe Didin sătul. Preferă să le ofere un ospăț cățeilor din ogradă. Tu de la mine nu mai mănânci nimic. Așa trebuie, lasă așa că n-ai văzut nimica. Lasă facă, dar să mănânci. Lasă-te, lasă-te, lasă-mi pace, înțelege-te odată. Ia și mănânc acum, mănâncă și doamna mănâncă cățeii. Marci, marci aici, marci. Ia și mănâncă și tu acum. Lasă să fac câinii să mănânce, mă bine așa. Nu-ți dai mulțumire de mine. Ce să dau mulțumire de tine, că te-ai dus și sunci și vii la mine să mănânci. Să vedem. Ce n-ai știut să te-ai dus atunci pâine, mă, de dimineață să mâncăm? Păi, n-auză, ce-am adus, bă? Ce-ai adus, mă? Ia, mă, să vedem ce-ai adus. Ce-ai adus, mă, pe aici? Ce-ai adus, mă, tu aici, niște coi? Ce-ai adus? Nu voi bate să mă găsească în ultimă. Băi, ce ai adus, mă, tu? Băi, ce ai adus, mă, tu? Băi, ce ai adus, mă, tu? Vezi? Asta e. Asta o să mănânci tu, a spus. Asta o să mănânci tu, a spus. Mă, asta... Mi-ești, mi-ești! Tu stai mă așa! Stai mă așa! A, strâștică! Nu, stai așa! Stai așa, ca să vezi acum ce faci tu! Angelica și Didin au un singur bec și acela cuplat printr-o improvizație la instalația electrică a Lilianei. De câte ori se supără, fica o lasă pe mamă în beznă. Ia mâna! Ia mâna, că nu mai vezi să fii de lumina de la mine! Da fa becu încoace, că nu mai vii las! Da fa becu încoace! Da fa, când la fi în stare să facă până la roate să vină! Da fa becu! Da fa, că-l spar pe bec! Uite mă, e bine! Uite mă, s-a dus dracu, spar ce asta, mă! Uite mă, nu mai din cauza! Nu mai din cauza! Ia mâna pe mine! Bă, ia mâna după aia! Ia pe mine, că-ți dau una în gură și-i spar din gură! Lasă-mă, uite, a luat becu! Ia becu! Nu, pă, ce să mai au, mai? Da fa becu încoace! Da fa becu, să punem becul la înțelege-te și tu. Uite mă, nenorocitule, ce ai făcut? Uite mă, nenorocitule, ce ai făcut? Îți place? Îți place ce ai făcut? Să ți s-a dus cu încoace la tine. Hai nu-i fac de bec. Hai nu-i fac de bec. Da, unde să-ți dau bec? Unde să-l repi? L-am spart. Era tot șerșituri de barare. Dai drumul acasă, dă-te dracu de aici, hai. Hai să mănânci. Dai drumul acasă și de aici, hai la redacție. Dai drumul acasă, mă, și fii în stare și tu și adu mâncare. Ce mai te ține la colța ta cu fata asta aici? Didin trebuie să-și câștige cumva becul înapoi. Consiliul familiei stabilește că ar fi cazul să muncească ceva. Pentru început, să facă niște mături. Ce faci, mă, Didin? Ce faci? De până m-am făcut să fac. Când mă, că văd că ești cu țigara și cu băutura, mă, Didin, lângă tine. Măi, băiatule, ai spus că te-a pus și tu de măturile astea să le faci. Când văd că, uite, tu încă ești cu sticla de azi dimineața lângă tine, Didin, ești cu țigări. Fumei și bei, fumei și bei. Ai spus că faci măturile astea. De ce nu te-a pus de mături acum? Că te-am apucat. Când te-a pus să faci? M-am apucat. Păi, stai cu mine. Dă-le dracu, până când să stau cu mine, le-ai scos de azi dimineața, ai spus de azi dimineața că te-a pus și nu mai faci nimica. Păi era ai venit cu pacul ăsta să facă. Nu te interesează pe tine, de ce vorbești așa? Ce ai de vorbești așa? Tot nu ești cu Dani. Ce faci cu Costel, mă, ce ai făcut? Nu mai sta acolo, stai ca pe la Uga, stai acolo până când dracu stai acolo. Ce de ca gluga. Lasă-mă dracu, pace, că m-am săturat de tine, m-am săturat de voi de tot. Am să plec și am să vă lăs aici într-o mizeria asta voastră care e. Stai că te sus de acolo. Hai, stai să zis acolo, du-te și nu mai face. Crede, nu ți-ai vrut sau fac ca să vedem ce mai vei. Hai, să vedem acum ce mai vei. Așa, să vedem acum. Ce trebuie, de ce
șarță, găiat. Ia, lasă! Unite-l, dici, mă! Dacă vrei să dau telefonul la miliție, să te ia miliția, nu mă ridică. Este să mă dai aici, mă, acolo, să vedem ce iau eu. Să vedem ce s-a sculat. Du-te aici, că fără lui astea. Du-te, lasă-mă în pace, mă. Du-te, mă, de aici, mă, du-te-mă în puțin. Du-te, mă, și lasă-mă să vedem ce mai mănânci tu astăzi. Să vedem ce mănânci, mă. Lasă-mă, și nu mai fac în fata mea, mă scârbă-n puțită care ești. Du-te, mă, de aici, pleacă de aici. Pleacă de aici. Du-te, mă, de aici. Du-te, mă, de aici. Să-mi fac fleșcă pe asta. Să-mi trezesc din băutură pe dihania. Pleacă de aici. Care șade nu mai bea. Lasă-l în pace. După ce au măturat curtea cu el, femeile speră că lui Didin i-a venit cheful să facă totuși niște mături. Păi e bine așa? Dă drumul așa și fă-mă tur, hai! Vă omorât ca cățel! Hai, dă drumul și fă-mă tur, că n-ai fost în stare de nimica! Până tu aici, pe cum fratele mâna! Pune mâna! Pune mâna! Pune mâna! Pune mâna! Pune mâna! Pune mâna și fă-mă tur! Pune mâna și fă-mă tur, ha? Ei, ce f***, cu mama dacă mi-ai fost? Hai, du-te! Hai, du-te să vedem unde te duci! Unde te duci, mă? Ce vrei? Ce vrei? Ce cauți în buzunare? Dacă mai am bani! Păi nu mai ai bani, nu sunt mai bani! Păi ai avut ca să mai? Ia să vedem! Du-te să vedem unde mai vii! Ziua de muncă a lui Didin a luat sfârșit. Sau, cel puțin, a intrat într-o lungă pauză. De ce ai dat așa în bărbatul meu? Că vreau mușchii mei, fata, de ce te bași tu în cearta noastră? Așa că vreau eu! Dar ție-mi ție și ție rușine să dai în bărbatul meu? Ce că ne-a duce să mâncăm rușine? Neața așa cum e el! Ce e rușine să dai în tine? De ce te bași tu? Că vreau și eu să-l bași! Dar n-ai voie să te bași tu, măi, femeia lui Dumnezeu! Una, două, te-ai învățat să sări la ei, el te-ai învățat, dracu, să-i pui găleata în cap. Dar ce înseamnă asta? Ție-mi ție și ție rușine un pic așa de mine? Nu-mi e rușine! Didin consideră că a pierdut o luptă, dar nu și bătălia. Revine în teatrul de operațiuni cu întăriri. Ai venit cu sticla? Ai venit cu sticla? Ai venit cu ăștia după tine? Ai adus pâinică și cu cartofion? Ai adus pâinică? Uite ce faci! Du-te lângă fime! Du-te, mă, de aici, că uite cu ce ai venit! Cârbă-n puțin, aruncă-n dracu aia de acolo, mă, jebule! Ai luat-o pe datorie? Pleacă-mă de aici! Pe datorie? Pleacă-mă de aici! Ai luat-o pe... Dar de ce faci așa? De ce faci așa? Ia, bă, robe! De ce faci așa? De ce faci așa? Bă, mă, Ai venit cu alea să bei? Tu de bani aici! Ai zis că faci mături! Hai, prietene! Ai zis că te pui bine! Băi, toată lumea asta e eu! Da, ai zis că te pui bine și o să faci mături! Hai, mergem! Du-te, avuși! Băi, nu! Băi, 190.000! Ajunsă la capătul răbdărilor, Angelica decide să apeleze la consilierul de urgență. Măi, Didine! Hei! Ia vino! Vino și dăm și mie o țigară, ia vino! Ce mult să-ți dau, mă, poate, că mai am o țigară! Păi dă-mi mie, dacă... O țigară ți-o dau ție, că ești tu, dracu! Dar o fumezi tu atunci, și eu ce mai fumez asta? Păi, dracu, și eu ce fac atunci? Și nu fumez nimic, nu? M-am dus și-ți dau țigări, Nu ziua, domnul Cusilie, nu ziua. Nicolina Rușa Bugeac, mă, să numesc. Angela, ia zi, ce se întâmplă? Doamna Rușa. Ce e aici? Că am văzut că luați foc. Da, doamna Rușa, nu mai mă înțeleg cu nimeni aici, să știți. Nu mai știu ce să mai fac. Eu sunt un fel de slugă în casa asta aici, să știți. Mă duc cu ziua să aduc la copiii să mănânce șenele cu răscotoare. Ăsta nu vrea să facă nimic, abia toată ziua să scoală de dimineața și până seara stă numai într-o băutură. Stai, să o luăm încet. Da? Și acum mă rog pe doamna Rușa să mă ajute. Încet. Pentru că hai nu să vedem. Mai hai să vedem. Unde să mai mă duc. Ia spune, deci Angela, tu mi-ai spus că de cât. Da, da, v-am spus, doamna Rușa, v-am spus. Așa. Deci, eu sunt un fel de slugă. Tot timpul ea îmi cere mâncare și stă, că eu nu pot să fac, că sunt gravidă și trebuie să stau. Tot timpul el la fel, că du-te tu și muncește cu ziua. Mă scol de dimineață și mă culc seara turbată, turmentată de ei. Asta e un bețiv, asta e o puturoasă, nu face nimica. Am înțeles. Așa. Și tu ești singură și răpăstuită. Și eu sunt singurică, da. Da, nu mă ajută absolut nimeni. Liliana, ia spunem tu, pe tine ce te doare? De ce vă certați? Se duce boșorogul ăsta și bea toată ziua, după ce că nu muncește, nu face nimica. Vine beat mort și găsește 2-3 cartofi și bagă mâna în ei să-i mănânce. Și dacă iau eu alocația copiilor și iau mâncare și de toate în casă, e bune, le mănâncă, bagă în el. Tu de asta ești supărat. Da. Normal. De asta te cerți. Da. Și soțul tău? El nu, e plecat la muncă. E la pușcărie, soțul. Nu mai te băga tu și face mișto de ea, că de-aia este scandal. Vedem, de ce faci mișto de ea? Stai un pic. E la muncă sau? E la muncă plecat și n-a mai venit. Nu mai l-a acoperit, spune ce e drept. Hai să te ascultăm și pe tine, păi da, a venit rândul. Ieri mă acuză pe mine că eu beau. Așa. Beau.
La ce te face să ce mă face? În cazurile lor. Eu am luat-o pe ea. Așa. Și ea având copii. Da. Deci pe fata asta. Fata a făcut alți copii. Face așa alți e copii. Lumea. Normal, nu? Trebuie să nu mai beau, să nu mai mănâncă. Are ea copii. Eu ce o să-i fac? Deci tu ești supărat că trebuie să dai toți banii în casă. Toți banii, da. Mune, și mă, că nu poți să păstrezi bani pentru tine. Da, și dacă bag și mâna și iau mâna din casa și face gălăgie, sar în sus. Tu nu mai tu bagi mâna cu mâna așa și mănânci ca porc cu mâna. Tu nu mai bagi și tu cu furculița. Și tu bei, și copii. Da. Și tu bei, da, și da, ca da, să ai și tu banii tăi. Da, să am banii. Să știi măcar că ai făcut ceva cu ei. Atât, atât. Și acum mergem înainte cu ele greu tot. Ia cere țigări, cafe, pâine, mâncare, pâine, de unde este la domnișor? Și tu de unde faci jos de bani? Păi dacă unde muncești? Ziua, unde muncești? Unde, uite la unul cu ziua să-i fac la niște mături, la altul iar cu ziua să-i pui un stâlp, un... mă rog. De ce mi-s, mă? Și unde te duci cu ziua, ai mănânci totul, îi bagi în buzunar, te duci la privatizare și îți faci viața. Și când vii acasă întrebi, ce mâncăm? Ai făcut Liliana o mâncare? Dar ție-ți convine când iau eu alocația? Și umplu bufetul de mâncare și îți plătesc contul. Ai copii, mă, și țuica ta și țigările care ți le plătesc, că le-ai pe datorie. Ai copii, și lumina că ți-ai bec și dormi cu becul aprins până la dimineață. Ai și curat copii, de un urechi. Cum am copii? De nici, cum am copii? Păi copiii mei bea țuica și fumează țigări. Dacă tu spui de o sticlă de cico la niște copii. Haide-și. Și scoți ochii la copii de cico, țuica ta câte pe zi, mă rog, și nu numai una, câte țigi în becul ăsta. Haideți să ne liniștim un pic. Hai să vedem fiecare ce ar vrea să se întâmple cu celălalt. Didin, ce să fac Angelica și Liliana ca tu să nu mai bei? Să. Așa. Îi dau banii zilnic pe ce aduc. Așa. Să-și ia mâncare, să facă gospodăria. Așa. Iar în rest, să nu mai aibă treabă cu mine. Că să te mai cicălească, asta să vrei. Mai... Da, da, da. Să vedem, Angelica, tu da. Ce ai vrea? Eu vreau ca el să nu mai bea atât de așa, mult. Așa, să nu mai bea așa de bine, mult. Să orice mai ajute din când în să mă ajute la treburi, așa. Măcar pe-n curte, să mai tem o iarbă, să punem un capac, să mai săpăm. Cât un pic. Deci cât un pic, cât da. Un pic. Da. Așa. Iar Liliana să mai... Deci am crezut acum că e cu mai la gură bine. Lasă gura mai moale, că nu poți, nu te interesează asta gura mai moale. Liliana, tu ce ai vrea? Vreau ca sugeața ăsta care suge toată ziua să-mi plătească lumina. Dar de ce să-ți plătească lumina ta? Pentru că îi dau fir lui de lumină, aprinde becul toată noaptea. Tu ești proprietarul. Da? Deci ce poți să-ți mai plătească becul lui și radio? Ce să-ți mai plătească? Că am luat becul, te-ai dus și-ai tras becul de acolo și ne-ai lăsat pe întuneric? Când am luat fa, seara pe bec? Ce să-ți mai plătească? Și până acum ești toată ce ați văzut? Haideți mai încet, haideți mai încet. Doamna, nu știu, că mi-a luat becul, a venit și mi-a luat becul. Mereu cum să vrea, vine și trage becul și vrea bani. Să nu plătească luna asta lumina, că vă sparg și geamurii. Mereu, trage becul și vrea bani. E greu fără bani și fără mâncare, dar și mai greu e fără confort. Cei trei decid că primul pas către o viață mai bună este repararea WC-ului din curte. Haide să vedem cum reparăm capacul la WC-ul amândoi. Ce ziceți? Da. Mergem. Hai să mergem. Hai. Așa îmi place. Mătura la WC. Tu stai în gura ta nesimțit-o. Stai acolo. Așa, 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 așa tu nu faci nimic. Stai liniștită. Și așa ție nu-ți place. Mai bine stai așa. Acum taci că ei muncesc și tu stai. Taci. Haide să facem WC-ul ăla, că uite capacul ăla. Ți-am spus, pune mâna dracu și fă-l-ai și fă-l-ai. Când dracu mă-l faci, mă, băiatule, mă? Când dracu, dă-l dracu, mă, că nu pot să mai mă duc la WC-ul, că te mă vede oamenii ăștia de aici. Angelica, nu mai cicări. Că asta spunea mai devreme, că el vrea să nu mai fie cicărit. Păi el vrea să nu mai fie, doamna consilier, dar uitați-vă că nu l-a făcut până acum. El nu vrea să facă nimic. Câte să fac și marșa nu se poate face. Dacă el face capacul ăla, să văd ce-i dau de mâncare. Că n-a adus nimic, ce să-i dau? El numai dacă aduce mâncare, mănâncă. Da, aduce mâncare, nu ce. Păi și dacă și muncește. Nu, păi unde a muncit? Păi întrebați unde a muncit. Păi uite că muncește. Păi acum și de azi dimineață până la ora asta unde a muncit? Lasă să muncească. Eu îl las, da, dar cere mâncare, să vedem ce tu eventual ajută-l, dă-i un material, dă-i ceva. Ce să-i dau, n-am ce să-i dau, să-l facă singur acolo. Susține-l acolo, zic că face bine. Da, face pe dracu să-l ia bine, că nu face nimica. Băi, dă-te, nu mai bate așa la nici. Bă, uite unde a ieșit cuiul ăla, bate-l dracu așa, că poți să te înțepi de el. De ce l-ai făcut? Angelica, ce acum ce bate acolo, poate dă-ți un pălacu? Ești pe afară, mă, criminalule, nu bate pe acolo la mișto cuiul ăla. Ești dracu pe afară, ce fac ca lumea. Angelica, el muncește, nu mai cicăli atâta, lasă-l să facă. Ce a făcut? Că a bătut cuiul ăsta la bătut aiure, unde a intrat, că n-a intrat. Asta face doar de gura lumea, așa că sunteți aici să vedeți cum bate un cui. Dacă ție nu-ți convine... El să uită și tu faci. Păi nu pot eu să bat. Păi cum nu poți să bat? Dar de indicație ești bună. El. Păi da, de ce? Uitați, vă uite, nu l-a bătut bine. Uite, să mișcă placajul aer ca de până diseară. Zi mersi că face. Da, zi mersi să vedem ce face el acum. Atâta. Nu e bun de nimic, gata. Gata, bate-l bine dacă-l bați. Mulțumește-i tu că a făcut ceva. Da, ce să-i mulțumesc, că n-a făcut nimic bun. Să mai pună ceva, o piramidă, o ceva.
Mă, tu bine nu-mi dai, mă, cu ciocanele jos. Tu mie mi-ai dracu o cărămidă de ea, dracu, îți dau cu ăsta în cap acum. Ia și mai pune ceva pe el acolo, că se duce dracu jos, dracu, pe rizon, dracu. Dar bine să dai cu ăsta. Tu te mă dai, mă. Mai. Stai cu minte, pune-l acolo așa unde trebuie. Angelica, nu mai cicăli, Angelica, lasă-l. L-a făcut la mișto. Angelica, acum că a făcut, mulțumește și tu. Da, îți mulțumesc că ai făcut, să vedem ce ai făcut. Că te lasă, lasă-mă, du-te aia cu Sanchi, acum îți mulțumesc. Mândru de rezultatele muncii sale, Didin așteaptă dovezi de recunoștință de la nevasta lui. Primește, în schimb, doar promisiunea unei mese. Te duci bine. La omulețe ca să fac mâncărică, că ne e foame, nu trebuie să mâncăm și noi pe ziua ta astăzi, două dată de treabă. Nu mai să muncim. Du-te și aduce la ouă, să vezi acum ouă. Te rog frumos, hai. Profitând de acalmia temporară, consilierul de urgență o ia pe Angelica la o discuție mai intimă. Angelica, ia spune-mi, având în vedere diferența de 20 și, cum zici tu, așa, dintre voi, e unul dintre voi gelos? Da, el e gelos. Ah. Deci chiar când plec și îmi zic că m-a dus să spăl un covor sau m-a chemat cineva să fac treabă sau zice, ești cu... te duci după bărbați, minți, nu te duci acolo. Și a prins ceva vreodată? Nu, nu a prins. Un semn, așa? Nu, deci n-avea ce să prindă, pentru că eu cu adevărat mă duceam cu ziua cu adevărat, pentru că nu aveam pâine, nu aveam ce să dau la copii. Și... Tu ești geloasă pe el? Nu. Nu, deci eu de felul meu nu sunt... Nu. Hai, face minții acolo, că nu mai ala e gelos, nu e gelos. Tata, ce-i venit, dragă? Ce te interesează? Ce te bași tu? Ce te interesează pe tine? Păi spune cum te duci tu după el și zbier ca să te după femei. Vezi de bărbatul tău și nu mai te interesează pe tine ce fac eu și cum fac eu. Spune cum te duci și zbier la bufet, că șade după vânzătoare. Lasă că eu m-am dus și am zbierat că stă unde stă și bea. Pare că și tu ești un pic geloasă pe el. Nu e adevărat, așa spune ea. Eu de câte ori mă duc, mă duc cu una vine cu mâncare sau nu vine cu omul. Că umbli de pe el că ești geloasă. Tu ești o mincinoasă și te rog frumos să nu mai te bași, da? Zice și ia femeile de gut, că s-a uitat la sugaciu. Cine s-a uitat la... la distrusul ăla, la ipopotamul. Păi, ipopotamul ăla, e frumos, e frumos, e pericol ce altă de frumos. Iana, ia să vedem, tu ai zis că nu l-ai mai văzut de când pe soțul tău. Da, nici nu mai știu. Da, nu mai știi nici cum arată fațada lui. E, e la muncă. E la muncă cu aia. Unde muncești? Cu aia pe schelă. La siderii. Și îți trimite ceva bani? Da, i-a trimis, nu i-a trimis nimic, nici nu mai știe cum arată cel puțin. De când nu ți-a mai trimis bani? De două săptămâni, dar nu mai de mult, mănâncă aer. Cel mai bine ar fi ca fiecare să-și vadă de relația ei și de treburile ei, de familia ei și să nu vă mai amestecați. Tu, Liliana, te uiți la Angelica și comentezi de ea, tu, Angelica, te uiți la Liliana și comentezi de ea, dar nu vă uitați la voi în grădină întâi. Să încercăm să separăm un pic. Dacă le tot amestecați așa, nu o să iasă nimic, că vă acuzați una pe alta și asta e. Crezi că e posibil să faci așa ceva? Da, fac și asta, da. Liliana. Crezi că poți să fii un pic mai respectoasă cu ea, să nu o mai întrerup, să nu mai vorbești așa de urât? Hm? Ce zici? Să mă lăsești în pace, să nu mai vină pe capul meu și o... A, deci dacă ei nu mai vin la tine și vă separați, tu crezi că te vei putea descurca și îți va fi mai bine, da? Da. Crezi că ai să poți? Bine, să vedem. Facem așa, da? Da. Marica, vine să te arzi varza! Cum ai arzi varza? Doamne Iisuse, ce mai mâncăm? Că ești o proastă, ești o nenorocită, arzi varza și copilul n-are ce să mănânce, n-avem ce să mai mâncăm. Ia plânge.